Instanța i-a confiscat lui Antonie Solomon și suma de 50.000 de euro, ce a făcut obiectul luării de mită și a menținut sechestrul pe această sumă găsită de procuror la domiciliul fostului primar. Judecătorii au ridicat în schimb sechestrul pus pe bunurile mobile și imobile ce aparțin lui Solomon și Penescu. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Potrivit DNA, în perioada februarie-noiembrie 2006, Antonie Solomon, în calitate de primar al municipiului Craiova și de președinte al Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale a municipiului Craiova, a primit de remită 50.000 de euro în mai multe tranșe de la Cornel Penescu pentru a emite câteva autorizații firmei omului de afaceri.